Dragi studenți, începem cu ajutorul Domnului cursul de filozofia a religiei și sperăm ca până la sfârșitul acestui semestru, în 2021, să aveți parte de cât mai multe bucurii spirituale și intelectuale. Vom proceda în felul următor. Vom aborda această disciplină ținând cont de trei dimensiuni sau trei uh, direcții de cercetare, și Ce anume o direcție istorică, una sistematică sau teoretică și alta etică. Dar mai întâi să vedem care e punctul de pornire, cum putem noi justifica această disciplină în contextul actual al mișcărilor religioase, al întâlnirilor dintre diferite popoare, dintre anumiți oameni. Migranți, refugiați, care aduc cu ei în bagajele lor și religia cărei aparțin sau cultura religioasă în care au fost crescuți. Prima propoziție importantă pentru a înțelege situația în care ne aflăm este următoare: și anume că religia trece printr-o situație complexă, confuză, ambiguă. Pe de o parte, asistăm la revenirea religiei, a fenomenului religios, a atenției față de conținutul religiilor în spațiul public, iar pe de alta, constatăm existența indiferenței religioase. Iar lucrul acesta nu doar în Occident. Există multe statistici făcute în ultimii 20-30 de ani care relevează un aspect provocator pentru omul credincios sau pentru omul religios. Și anume că ADN-ul ființei umane pare să fi devenit imun, insensibil la experiența religioasă. Sunt procente foarte mari în țările occidentale care ilustrează neapartenența religioasă sau neînscrierea religioasă sau faptul că nu-și revendică o identitate religioasă mulți, mulți, mulți dintre contemporanii noștri. Așadar, pe de o parte, asistăm la revenirea religiei, iar pe de altă parte, observăm creșterea uh, procentului uh, de indiferență religioasă în Europa. Și nu numai în Europa. Apoi, un alt lucru important este următorul, și anume mișcările de populații care au fost generate de sărăcie, de război, de violență, de conflicte, de aspirația spre o viață mai bună, au dus la apariția mai multor religii în fostele țări, să zic așa, creștine în majoritate. Astfel vorbim de un pluralism religios, cum e Franța, cum e Anglia sau Italia care era până nu de mult majoritar catolică, este în continuare, dar iată că acolo apar și alte confesiuni și alte religii. După, după confesiunea catolică, pe locul al doilea în Italia, este confesiunea ortodoxă. Aici sunt românii ortodoxi sau ucraineni, moldovenii, rușii, deci din țările de est, multe persoane care au migrat, emigrat în Italia. Dar uh, avem de-a face cu un pluralism religios, cu un pluralism confesional și atunci ne întrebăm, oare în această pluralitate de manifestări religioase manifestarea sau trăirea propriei religii este uh, în largul ei? Nu cumva obstaculează, nu cumva împiedică pluralismul religios trăirea uh, experienței sau ex experiența propriei religii? În sfârșit, pe lângă acest aspect al pluralismului religios, mai remarcăm un fenomen important în zilele noastre, și anume fundamentalismul religios. În țările unde au emigrat mulți musulmani, de exemplu, cum ar fi Franța sau Anglia sau Spania, există forme de, de fundamentalism religios. Persoanele respective nu au reușit să se integreze în societățile care îi găzduiesc, nu au reușit să convețuiască, nu au reușit să găsească un, un spirit de convețuire în diversitate religioasă, de aceea formele de manifestare a fundamentalismului sunt frecvente și diferite. Deci, într-un fel, asistăm la un fel de răspândire a credințelor religioase Fundamentaliste, iar pe de altă parte, asistăm la uh, importanța care se acordă religiei în ansamblul ei și începe să facă parte, să spunem așa, din agenda discuțiilor uh, pe masa politicienilor din Europa. Apoi, uh, mai este încă un lucru pe care vrem să-l precizăm aici, la începutul acestui curs, și anume. Uh, cum trebuie vorbit? Despre filozofia religiei sau filozofia religiilor? Există un pluralism religios, prin urmare nu ar trebui oare să vorbim despre o filozofie a religiilor? Experiența religioasă este comună tuturor oamenilor? Există un homo religiosus în spatele tuturor formelor, manifestărilor religioase pe care noi le vedem astăzi în lume? Oare filozofia religiei, în cazul acesta, dacă ajunge la un numitor comun al experiențelor, al experiențelor religioase, ar putea soluționa, rezolva conflictele de natură religioasă? Ei, tocmai lucrul acesta îl căutăm în cadrul cursului nostru de filozofia religiei, și anume de a ajunge la partea. Cea mai intimă a manifestărilor religioase. Vrem să identificăm esențialul religiei, în așa fel încât să putem propune soluții de rezolvare, în cheie morală, etică, a conflictelor religioase. Neîndoielnic, există modele de filozofie a religiei. Au existat în trecut, există astăzi. Vom trece în revistă câteva modele. Ne vom opri la cele mai relevante, cum am spus, pentru a veni în întâmpinarea soluționării fundamentalismului religios și a promovării experienței religioase, personale, într-o societate în care există mai multe religii. Oricum, trebuie să reținem chiar de la început, și anume că filozofia religiei nu se confundă cu experiența religioasă. Sunt două domenii diferite. Pe de o parte, lucrează, să spunem, mintea, este implicată uh, ființa omului în întregime, dar uh, accentul cade pe intelect, cade pe judecată, pe argumentare, pe evaluare. Asta se întâmplă în filozofia religiei. Pe de altă parte, în cadrul experienței religioase, este implicată inima, este implicat sentimentul, este implicat uh, psihicul omului, adică uh, emoțiile sale. Uh, prin urmare, avem de-a face cu un alt registru al um, religiei, și anume registrul acesta în, în care predomină uh, chestiunea sentimentală și emoțională a experienței religioase. Da. Cum putem așadar uh, recunoaște astăzi modul în care se trăiește uh, uh, dimensiunea religioasă? Există, cum am spus, Forme mai puternice, mai subliniate, mai profilate de trăire a credințelor religioase, a ideilor religioase, dar există și forme mai diluate, mai subțiri, mai nuanțate, mai cenușii, să le spunem așa, sau mai gri. De aceea, filozofia religiei caută să descopere ce se ascunde în spatele acestor multiple forme de experiență religioasă. Și din punct de vedere istoric, și din punct de vedere teoretic, și din punct de vedere etic. Tocmai pentru a propune, în final, o orientare etică și a rezolva, în felul acesta, măcar parțial, anumite tensiuni care există între oamenii ce aparțin diferitelor religii din lume. Căutăm. Să justificăm în cadrul cursului nostru importanța relației omului cu Divinul și asta, să zic așa, ar fi uh, direcția religiei. Uh, atenția, deci, vine dinspre religie pentru a ilustra și a argumenta uh, necesitatea relației omului cu Divinitatea, cu Divinul și, pe de o altă parte, vom căuta explicații, motivații pentru relația omului cu ceilalți oameni religioși și aici intervine judecata filozofică, argumentele de natură rațională. În ansamblu, putem să spunem că filozofia religiei se deosebește de religie pentru că, în cadrul filozofiei, accentul cade pe judecată, pe rațiune, pe uh, exercițiul intelectual, iar în religie, accentul cade pe trăire religioasă, pe experiența religioasă. Raportul dintre cercetarea filozofică, așadar cercetarea intelectuală și experiența religioasă, există astăzi și a existat dintotdeauna. Dovadă, iată. Să răzfoim orice manual de istoria religiilor sau de istoria filozofiei și vom vedea că aceste două domenii au interacționat, uneori s-au întâlnit și s-au plăcut, ca să zic așa, în ghilimele mele, alteori s-au întâlnit, dar uh, s-au certat și s-au despărțit. Ca să rezumăm uh, acest tip de relație, să zic așa, dialectică între cele două, voi spune că, pe de-o parte, a existat atracție fascinație, atracție deci, între filozofie și uh, religie, iar pe de altă parte, respingere, repulsie. Respingerea vine din interiorul filozofiei, pentru că ea, în mod structural, este întrebare, este interogație. Își pune întrebarea de ce. Caută explicații, caută cauzele lucrurilor, fenomenelor care uh, au loc în viața noastră. Deci, filozofia este analiză critică și, prin structura ei, prin natura ei, filozofia nu se mulțumește cu răspunsurile, în ghilimele, să zicem așa, gata făcute ale religiei. E predestinată, într-un anumit fel, relația filozofie-religie, deci la, la ceartă, la tensiune, la respingere, tocmai datorită naturii actului filozofic. Atracția, în schimb, Vine din faptul că și filozofia, și religia constată că le lipsește ceva atunci când vor să explice lumea sau să propună un model de înțelegere a lumii. Iar acel ceva lipsă se găsește la celălalt. De exemplu, filozofia vede că îi lipsește ceva și acest, această lipsă se află în religie. La fel, religia observă că îi lipsește ceva și acel ceva lipsă se găsește în filozofie. Despre ce este vorba? Filozofia oferă argumente religiei pentru ca să susțină ceea ce afirmă într-un mod întemeiat, fundamentat și, dacă vreți, într-un limbaj universalizat. Pentru că limbajul conceptual din filozofie universalizează experiențele. Ele pot fi transmise la mai mulți oameni și au șansa să ajungă la mai mulți oameni, tocmai datorită limbajului universal conceptual. Pe care religia îl primește din filozofie. Religia, la rândul ei, oferă filozofiei motivații și mai ales uh, temeiuri de implicare în analizele sale. Cu toate acestea, filozofia rămâne rece, rămâne neimplicată, într-un fel nu are suflet sau nu are sentiment. Judecățile sunt conceptuale, sunt reci. Religia oferă astfel actului filozofic puțină căldură, puțină intimitate, să zic așa, uman, experiențială. Deci, sunt două moduri de a uh, se uh, raporta uh, filozofia și religia. Modul atracției, să zicem așa, și modul respingerii. Totuși, dacă tragem linie, observăm că și filozofia și religia, de fapt, sunt moduri de raportare la realitate care s-au realizat în maniere diferite de-a lungul istoriei. Și diversitatea o putem constata atât la nivel geografic, cât și la nivel istoric, adică cronologic, în timp. Legătura dintre filozofie și religie, lucrul acesta trebuie reținut și subliniat, a apărut pentru prima dată în Occident, în bazinul Mării Mediterane. În Grecia s-a născut filozofia și, într-un context religios, politeist. Existau așadar mai mulți zei, mai multe divinități care explicau anumite acțiuni ale oamenilor și realitatea din care îi făceau parte. În Italia a apărut și s-a dezvoltat monoteismul creștin, care a apăruse mai înainte în Palestina, Uh, deci, în uh, poporul sau la poporul, în tradiția iudaică. Apoi, în Orientul Mijlociu, a apărut islamul. Așadar, filozofia uh, religiei care a apărut în Occident păstrează aceste rădăcini grecești, uh, italiene, uh, iudaice, uh, musulmane, tocmai. Pentru că în acele regiuni s-au întemeiat sau, știu, s-au propus pentru prima dată întâlnirile dintre filozofie și religie și, de-a lungul timpului, vom vedea, unele au avut continuitate, s-au dezvoltat, altele au dispărut. Oricum, în acest orizont, să zic așa, istoric al Antichității Târzii și începuturile evului mediu s-au dezvoltat relațiile dintre filozofie și religie. Dar repet, rădăcinile sunt mult mai adânci, adică ajung în antichitatea greacă, cuprind foarte și îmbrățișează cu foarte multă generozitate antichitatea creștină și, cum am spus, în evul mediu timpuriu, în evul mediu apoi în timpul scolasticii, filozofia și religia au avut moduri excepționale, așa deci de, de dialoguri excepționale, de dialoguri reușite. Trebuie să reținem aici un aspect, și anume că nu putem vorbi de filozofia religiei în India sau în Orientul îndepărtat. Acolo, cu toate acestea, putem descoperi elemente de filozofia religiei, fie că ne referim la hinduism, la budism sau la taoism. Deci, avem de-a face cu o diversitate a raportării la realitate în funcție de religie, dacă vorbim de religie, sau funcție de uh, filozofie. Funcția uh, pe care o exercită filozofia în acest uh, raport este aceea de a analiza în mod uh, întemeiat, adică în mod argumentat, controlabil, verificabil. Și de aceea, modurile Diferite de a propune filozofia religiei, așadar, sunt legate de modurile de a propune actul filozofic sau cercetarea filozofică. Și, iată, din acest punct de vedere, nu putem să vorbim despre filozofii ale religiei, ci despre filozofia religiei, fiindcă, în structura ei interioară, filozofia. Este un act de judecată, un act de gândire bazat pe argumente. De aceea, actul acesta poate fi controlat, poate fi verificat și poate fi îmbunătățit. Prin urmare, filozofia religiei se deosebește, să zic așa, de, în modalitățile ei de propunere, de alte feluri de abordare rațională a religiei, tocmai pentru că are în intimitatea ei, această structură rațională, intelectuală a actului filozofării. Nu putem să spunem același lucru și despre religii. Acolo e o, o diversitate uh, care ține, propriu-zis, de experiența religioasă a fiecărui om sau a comunităților la care ne referim. Ei bine, religia, din acest punct de vedere, nu are nevoie de filozofie pentru a se exprima. Dar, după întâlnirea cu filozofia, religia, să zic așa, pleacă îmbunătățită, sau, dacă vreți, pleacă victorioasă, fiindcă își asumă limbajul universal al filozofiei și poate comunica la mai mulți oameni, chiar și celor care nu fac parte din, din proprii, să spunem, mărturisitori sau apartenența ai, ai cultului, relația dintre uman și divin. În Occident, filozofia a interacționat cu religia și a dat naștere, așa cum am spus, în timpul modernității, disciplinei filozofia religiei. Practic, în timpul scolasticii, așa și până în pragul modernității, dialogul dintre filozofie și teologie era unul asumat, era unul, să zic așa, garantat, nu era pus sub semnul întrebării. Odată ce filozofia a căpătat conotații mai autonome și subiectiviste, individualiste, atunci s-a separat de teologie și câteva secole mai târziu, în secolul al XVIII-lea, XIX-lea, putem să vorbim deja despre filozofia religiei. Filozofia religiei mai întâi a căutat să răspundă la următoarea întrebare, și anume, în ce condiții se poate întâlni filozofia și experiența religioasă, și mai mult decât atât, pot sta de vorbă, adică pot dialoga. Acum, răspunsul la această întrebare are, să zic așa, o, o primă rezolvare în istorie. Istoria religioasă a omenirii înregistrează, să zic așa, un prim. Dialog între experiența religioasă și filozofie, în Antichitate, acolo unde experiența religioasă era sintetizată de cuvântul sau termenul mit, mitos, și filozofia se regăsea în jurul cuvântului logos, care înseamnă și rațiune, înseamnă și concept, înseamnă și cuvânt și termen și așa mai departe. Asta, deci, s-a întâmplat în Antichitate. În perioada creștinismului, adică după moartea și învierea lui Isus, cu primele comunități creștine și până târziu, la sfârșitul evului mediu, vorbim despre un raport între experiența religioasă și filozofie care stă sub semnul raportului dintre credință și cunoaștere. Credința e o categorie nouă, nu apare în istoria religioasă a lumii, nu o găsim nicăieri, este ceva specific creștinismului, o categorie prin care oamenii devin într-un anumit fel contemporani cu Dumnezeu și sporește într și în cei care cred, bineînțeles, așa, cunoașterea lumii și cunoașterea lui Dumnezeu. În modernitate, raportul dintre experiența religioasă și filozofie stă sub semnul raportului dintre autonomie și transcendență. De data asta, filozofia își revendică Așa, capacitatea, puterea, deci de a-l duce pe om dincolo de realitatea din care el face parte, însă experiența religioasă se refugiază în subiect, se refugiază într-un registru autonom, individual, și vom vedea care sunt consecințele acestei replieri subiectiviste a, a experienței religioase. Oricum, raportul experiență religioasă-filozofie în modernitate poate fi rezumat. În raportul dintre termenii care desemnează niște realități, termenii de autonomie și transcendență. În zilele noastre, experiența religioasă și filozofia, într-un anumit fel, colaborează, dialoguează și sunt împreună pe un drum de căutare, de găsire și de asumare a sensului existenței. Să încercăm acum, din punct de vedere istoric, să vedem cum s-a pus problema raportului experiență religioasă-filozofie, deci cum s-a făcut filozofia religiei în Grecia Antică. În secolele 6-5 apare acum ceva nou, să zic așa, în lumea culturală, lumea religioasă a Greciei, vorbim de secolele 6-5 înainte de Hristos apare ceva nou care se numește logos, care se numește filozofie, care se numește reflexie uh, argumentată, ju așa, judicioasă, fundamentată asupra uh, lumii. Înainte de aceste secole, vorbim despre o explicație a lumii, de o lectură a realității, prin intermediul mitului. Ce era mitul? Mitul era un cuvânt, discurs, narațiune, care, cu ajutorul imaginilor, nu cu ajutorul argumentelor, arăta cum trebuie să se comporte cineva față de anumite evenimente sau persoane sau oameni. Astfel încât avem mituri de mai multe feluri. Mituri etiologice, cele care explică anumite situații, mituri cosmogonice, cele care explică originea lumii, mituri care explică fapte istorice. Politice, religioase și altele. Deci, mitul este cuvânt, discurs, narațiune, formă de cunoaștere transmisă oral, de aceea se adresează unor grupuri mici și folosește un limbaj bazat pe imagini, pe întâmplări semnificative. Mitul, prin structura sa, poate să transmită o concepție religioasă, o viziune despre lume, în care ceea ce li se întâmplă oamenilor se explică prin legătura cu realitatea divină. Au existat multe definiții ale mitului, definiții date de istoricii religiilor sau de fenomenologii religiei sau religiilor, cei care s-au ocupat așadar de omul religios, de exemplu, un istoric al religiilor de origine maghiară, Kereni, spune că mitul este un mod prin care se exprimă dimensiunea religioasă a existenței. Se dă sens, cu ajutorul narațiunilor și imaginilor, situației prin care trec ființele umane. Mircea Eliade, care e unul dintre românii ce face cinste acestei discipline, care se numește istoria religiilor, are și el uh, o definiție a mitului și spune că e o narațiune sacră, așadar, deci o poveste sacră cu privire la evenimentele fondatoare, întemeitoare, petrecute în tempore, care au avut loc în acel timp. Una, în acel timp care nu se identifică cronologic. El este un timp cairologic, se spune. Este un timp ideal, timpul uh, întemeierilor, care nu face parte din uh, istoria. Care curge, să spunem așa, din cronologia evenimentelor. Deci, mitul are această structură: folosește imagini pentru a transmite un mesaj, o explicație despre cum a luat ființă ceva, cum a început să existe ceva. Fie că vorbim despre lume, fie că vorbim despre activitățile oamenilor, fie că vorbim despre instituții realități uh, politice, istorice și așa mai departe. Logosul este cuvânt, discurs, dar cu reguli proprii. Nu lucrează cu imagini, așa cum lucrează mitul, adică omul religios sau poetul. Logosul se înțelege prin sine, este autosuficient și are o legătură directă, nu mediată cu lucrurile și cu realitatea. Ei, logosul se va impune în Occident pe măsură ce se diminuează atenția acordată tradiției orale și se dezvoltă în același timp forma scrisă de transmitere a cunoașterii. Scrisul a fixat o anumită stare a lucrurilor și logosul în acest context al scrierilor a devenit semn al stării de de, de să spunem așa de, de cunoaștere întemeiată a realității. Logosul poate fi reconstruit, poate fi corectat, poate fi verificat, poate fi îmbunătățit, poate fi înțeles, potrivit structurii interne proprii, de aceea este autosuficient în raport cu evenimentele din lume. Logosul, spre deosebire de mit, poate să oglindească perfect o stare de lucruri, dar nu transmite o imagine, ci adevărul despre acele lucruri. Deci, reținem, logosul transmite adevăruri despre realitate, despre lucruri. Mitul transmite imagini. Mitul, din acest punct de vedere, are o șansă de a, de a fi mai integrator, mai uh, totalizant, mai global. Logosul este mai focalizat, este mai centrat, este mai nișat, spunem noi, și se poziționează fix pe acel fragment de realitate pe care vrea să-l descrie. Deci, logosul este un cuvânt argumentat, un discurs care se dezvoltă potrivit legilor proprii, o reflexie care se desfășoară autonom, potrivit legilor sale, și de aceea poate să explice lumea. Cu timpul, calculul matematic a devenit un alt sens al cuvântului logos. Care, lo care termen înseamnă cuvânt, înseamnă discurs, înseamnă rațiune, așa cum am spus mai înainte? În modernitate, discursul matematic a fost dominant și de aceea a dus la separarea dintre mit și logos și a contribuit la construcția unui model de cunoaștere științifică a lumii, dar, fără imagini, fără mituri. Separarea dintre mit și logos a început mult mai devreme, nu în modernitate. Deja la primii filozofi din Grecia antică, găsim aceste tensiuni dialectice între mit și logos. Logosul a câștigat acolo tot mai mult teren în explicarea lumii pentru că era obiectiv, detașat, articulat capabil să se verifice și să se corecteze. De exemplu, primul filozof din Grecia Antică, Thales, un filozof naturalist, despre care vorbește Diogene Laertios, spune că a folosit calculul matematic și cunoștințele geometrice pentru a explica lumea. Ei bine, el a reușit să anunțe o eclipsă solară care a avut loc în anul 28 mai 585 înainte de Hristos. Ei, evenimentul cosmic a confirmat uh, previziunile lui, calculele matematice făcute de Tales și cu acest prilej uh, uh, matematica a, a căpătat o importanță deosebită și logosul ca atare uh, s-a detașat foarte mult de, de mitos. Dar în, acea, în aceeași perioadă mai avem un exemplu, tot din viața lui Tales, care într-o zi, urmărind uh, mișcarea stelelor pe cer, uh, nu a fost atent pe unde pășea și a căzut într-un puț. O femeie care trecea prin preajmă l-a văzut și a râs, consemnează istoria. Dar râsul acesta uh, vrea să spună ceva foarte serios, și anume că teoria nu este bună pentru viață, sau nu este suficientă pentru viață. Că tot mai bune sunt miturile, sunt imaginile. Filosofia te ajută să vezi până departe, dar nu este de folos atunci când vrei să pășești printre lucrurile de lângă tine. Prin urmare, filozofia are o lipsă, are o deficiență, că nu e atentă și nu poate să cuprindă, așa cum se cuvine lucrurile imediate. Are un avantaj că are intuiția, privirea, puterea, deci de a, de a ajunge până departe, până și dincolo de, deci de lumea fizică, ei bine, pe acest fundal de, de, de lipsă de limită a filozofiei, va veni mai târziu mitul, care îi va oferi filozofiei limbajul imaginilor pentru a explica lucruri pe care nu putea să le cuprindă filozofia. Însă, în perioada în care, ea având importanța matematicii, a calculului matematic, vorbim de Tales. deci suntem tot în secole, 5, 6, 5, 4, deci înainte de Hristos, perioada respectivă, filozofia sau logosul devine critic față de religie și ușor- ușor subminează uh, prioritatea sau importanța mitului. De exemplu, Xenofan din Colofon spunea: Dacă boii, caii și lei ar avea mâini și ar ști să deseneze, caii ar desena zei asemănători lor și boii zei asemănători boilor. Așadar, limbajul imaginilor, limba, limbajul metaforic, să spunem așa, al imaginii, este subminat, acum criticat de logosul care poate să justifice altfel realitatea și inclusiv realitățile transcendente. Totuși, cum am spus, filozofia și va asuma limita, de exemplu în cazul lui Platon, și va adopta limbajul imaginilor pentru a explica realitățile metafizice sau cele care sunt dincolo de simțuri. Asta e deja o concluzie importantă pe care trebuie să o reținem, fiindcă și Aristotel, nu doar Platon, a recurs la imagini și la narațiuni pentru a transmite discursuri sau modele de discursuri eficiente, eficace. Prin urmare, și-au asumat și ei limitele filozofiei. Nu au absolutizat, să zic așa, rolul acesteia. Totuși, atunci când a venit vorba despre divinitate, filozofia a încercat să propună un discurs bazat pe Logos. De exemplu, Tales spune că divinul este ființa cea mai veche pentru că nu este născută. Ei, în această afirmație a lui Thales găsim originea teologiei filozofice, care va face carieră în perioada creștină, a filozofiei creștine și în special în Evul Mediu, în timpul scolasticii. Dar, iată, definiția divinității cu ajutorul termenului de ființă apare pentru prima dată la Thales și această abordare ontologică, spunem noi, adică în termen de ființă, va avea un parcurs extraordinar în Antichitatea creștină și apoi în Evul Mediu creștin. Filosofia deci, încearcă să vorbească despre divinitate cu ajutorul Logosului, iată folosește termenul de ființă, tale s-a fost primul, nu? cum am spus, dar Toma de Aquino va, va spune tot, tot așa, adică va spune că Deus, este esse ipse subsistens, adică Dumnezeu este ființa însăși subsistentă. Cu alte cuvinte, tot în termenii aceștia de, de ființă vorbește despre divinitate și Toma de Acvino. Dar, deocamdată reținem că e vorba de un limbaj bazat pe logos, pe concept, pe termen, pe cuvânt, deci pe rațiune, nu pe mit sau pe imagine. E bine... În dialogul dintre filozofie și religie, care, repet, a avut o istorie veche, deci deja din Antichitatea greacă putem constata începutul acestui dialog, a ieșit, să zic așa, îmbunătățită și religia și filozofia. Filozofia a căutat să ofere, să zic așa, un ajutor mitului sau limbajului mitologic purificându-l de formulările istorice, populare, contingente, adică a da mai multă suplețe, să spunem, limbajului mitologic, așa pe de o parte. Pe de altă parte, desigur și cunoașterea a început să apeleze la mit, dacă vreți, și la limbajul imaginilor pentru ca să explice realitățile ce depășesc. Capacitatea de cuprindere a simțurilor. Asta s-a întâmplat, cum am spus, la Platon. Deci, pe de o parte, filozofia a contribuit la demitologizarea cunoașterii lumii, pe de altă parte, religia, într-un a influențat cunoașterea și a deschis poarta unei, să zic așa, remitologizări a actului cunoașterii. Iată de ce. Și logosul este ambigu. În cazul de față, el purifică mitul, pe de o parte, cum am spus, de acele haine istorice, vechi, populare, perimate, contingente, obsolete și așa mai departe, iar pe de altă parte, logosul se îmbogățește prin întâlnirea cu mitul, pentru că apelează la limbajul imaginilor pentru a explica lucruri pe care nu poate să le explice cu ajutorul conceptelor sau cuvintelor. Asta este perioada antică a raportului dintre filozofie și religie, cum am spus, perioada care stă sub semnul raportului dintre mit și logos. Reținem foarte pe scurt așa, în concluzie, că mitul este un limbaj explicativ al lumii care folosește imagini, logosul este tot așa, un limbaj explicativ al lumii care folosește concepte. Dar între cele două nu trebuie să existe o prăpastie uh, radicală, deci o ruptură totală, absolută, pentru că am văzut și în istoria uh, raporturilor dintre filozofie și religie, uh, cele două maniere de a aborda realitatea uh, s-au întâlnit și s-au completat reciproc. Vom vedea ce s-a întâmplat cu acest raport între religie și filozofie, între cercetarea filozofică și experiența religioasă în creștinism în cursul uh, următor. Până atunci, vă spun tuturor la revedere!